Voi ați văzut cât au slăbit concurenții de la Survivor 2022? Tocmai s-a terminat emisiunea. Este 12 noaptea când înregistrez acest clip și o să ne uităm împreună peste pozele de before and after ale concurenților de la Survivor România 2022 și vom vedea cât au slăbit. Îi vom analiza câtă masă musculară au pierdut, câtă grăsime au pierdut și bineînțeles vom analiza și dieta de la Survivor să vedem dacă este una bună sau proastă. Dacă nu mă cunoașteți și vreți să vedeți singura transformare documentată live, cum am slăbit eu 50 de kilograme, și absolut toate mesele pe care le-am avut în acea perioadă, uitați-vă la clipurile din seria Otto Slăbește, sunt instructor de fitness, antrenor personal și în curând voi avea și diploma de nutriționist, însă chiar dacă nu aveam aceste studii ca un om obișnuit, pot să vă spun din start că dieta de la Survivor este una foarte proastă și foarte periculoasă. Dieta Survivor practic este înfometare, o dietă care este foarte restrictivă pentru că mănânci doar câteva produse, doar câteva lucruri și în cantități foarte, foarte mici. Așadar, nu trebuie studii ca să-ți dai seama că această dietă sau ceea ce se întâmplă la emisiunea Survivor este de fapt un challenge, este o înfometare, pentru că despre asta este vorba, da? Și titlul emisiunii spune, este vorba despre supraviețuire, sunt niște condiții extreme și evident că nu este o dietă bună. Și o să vedeți, chiar dacă au slăbit foarte mult majoritatea dintre ei, nu toți, pentru că nu au slăbit toți, unii au slăbit foarte, foarte puțin, dar cei care au slăbit foarte mult când vor ajunge acasă vor începe să mănânce necontrolat. Eu îi urmăresc pe câțiva dintre ei pe alte platforme și văd acolo clipuri că mănâncă într-una, într-una, nu se mai opresc de când pleacă din emisiune și ajung în țară, mănâncă într-una de toate. Și bineînțeles că nu-i condamn, pentru că asta se întâmplă în momentul în care stai înfometat și slăbești foarte multe kilograme, corpul își cere foarte multe calorii. Ai adus corpul într-o situație de panică, într-o situație extremă de supraviețuire și acum corpul își dorește să mănânce absolut tot, să acumuleze cât mai multe calorii, pentru că nu știe când vor mai veni perioade de genul acesta prin care tocmai a trecut. Hai să vedem efectiv ce conține dieta Survivor, ce mănâncă concurenții și apoi să ne uităm prin pozele de before and after, să vedem cât au slăbit și să îmi dau și eu cu părerea să vă spun cei care au un genetic bun pentru a construi masă musculară, cei care au un genetic prost, să vă spun dacă au pierdut multă masă musculară și așa mai departe. Fiind în Panama sau nu știu exact în ce țară din asta exotică sunt ei, unde e o climă tropicală, acolo pe insulele lor au cocoși. Am înțeles că sunt cocoși din belșug acolo pe insulă, dar cam atât. Pește din mare, sincer, nu i-am văzut să fie reușit să prindă. Așa că în afară de cocos, care are 350 de calorii pe 100 de grame, nu mai au nimic altceva ceea ce să mănânce decât ce le oferă emisiunea. Drept răsplată în fiecare săptămână, aceștia au un joc și primesc mâncare, provizii pentru o săptămână. Proviziile constă într-un kilogram de orez, care la fel are vreo 360 de calorii pe 100 de grame, și jumătate de litru de ulei. Și gândiți-vă că toate proviziile acestea sunt pentru o săptămână pe toată echipa. Adică toate proviziile astea trebuie să se împartă la 6, 7, 8, 9, 10 concurenți, depinde câți au mai rămas în fiecare echipă. Ceea ce e destul de nasol, sunt condiții foarte grele, foarte, foarte puțină mâncare. Am văzut că în unele misiuni au mai primit și câte un cartof în plus, pe lângă aceste provizii de persoană, pe săptămână. Vă dați seama, să mănânci un cartof pe săptămână, să mănânci, cred că 100 de grame de orez îți vine partea ta, orez crud, caloriile se calculează la produsul negătit, da? Deci ai 100 de grame de orez negătit, ai vreo 350 de calorii, mai ai un cartof care are, să zicem, maxim 200 de grame, fiind, să zicem, un cartof mare, mai ai încă 180 de calorii de la 200 de grame de cartof, iar pe lângă toate aceste lucruri, v-am zis, mai mănâncă cocos, pentru că asta au pe insulă. Și pe lângă toate lucrurile acestea, mai este o recompensă la un alt joc, care este tot așa o dată pe săptămână, unde pot câștiga un premiu, să iasă la restaurant, la o pizza sau diverse premii, da, un grătar. Însă, faimoșii nu prea au câștigat. Anul acesta, faimoșii au fost bătuți la fundul gol și au făcut foamea în stil barbar. Războinicii au câștigat majoritatea jocurilor, iar faimoșii nu au beneficiat de aceste surprize, de aceste cadouri. Foarte, foarte nasol pentru faimoși, niciodată nu s-a întâmplat în așa hal să-și ia bătaie o echipă. Așa că haideți să vedem pozele cu faimoșii before and after, după aproximativ 80 de zile de stat în junglă, să vedem cât au slăbit. Ok, prima persoană la care ne uităm acum este Cătălin Smărândescu. De ce? Pentru că el a plecat cu o săptămână înainte să fie acest episod din seara asta la televizor, a apărut emisiunea. Acesta a ajuns de la 114 kg la 89 de kg. În dreapta îl vedeți cum arată la 89 de kg, fraților, zici că este mort. Zici că e venit din Auschwitz. Zici că a fost într-un lagăr de concentrare, așa arată săracul.
Sau zici că, Doamne ferește, are vreo boală incurabilă. Deci arată extraordinar de rău, nu știu cum să zic, mie nu-mi place deloc cum arată, mi se pare mult, mult prea slab. Bineînțeles, nici în partea stângă nu arată foarte bine la 114 kg, are multă grăsime, dar are și multă masă musculară, iar în poza din dreapta putem observa că a scăpat aproape definitiv de grăsime, însă în acest proces a pierdut și foarte multă masă musculară. Lipsa mâncării i-a dăunat foarte tare, foarte puține calorii, foarte puțină proteină. Pielea nu îi se lasă decât un pic la burtă, în partea de jos a burții, cum este și firesc, normal. E un pic pielea mai frescăită, dar este normal, fraților, la vârsta lui, pielea se mai subțiază cu cât înaintezi în vârstă. Nu mai este la fel de elastică, nu mai este la fel de groasă și, bineînțeles, ține și de genetic, pentru că dacă cineva slăbește în 60 de zile sau 70 de zile, cât a stat el în emisiune, dacă slăbește 25 de kilograme, e posibil să-i atârne mult mai rău pielea. Deci depinde foarte mult și de genetic. Acesta fiind cel mai greu concurent, bineînțeles că a slăbit și cel mai mult, de-aia am vrut să încep cu el și, bineînțeles, pentru că a fost în săptămâna trecută și nu am apucat să-l vedem la proba cântarului oficial în cadrul emisiunii, însă eu îl urmăresc pe TikTok, am văzut un TikTok în care s-a cântărit, s-a pus pe cântar în chiloți, exact așa cum se face și avea 89 de kilograme. Eu sunt puțin șocat, la 89 de kilograme arată foarte, foarte slab, mâinile foarte subțiri, pieptul foarte mic, a pierdut foarte multă masă musculară, probabil că a pierdut și cel mai mult mușchi dintre toți concurenții. Mie personal nu mi se pare că arată ca un om sănătos în partea din dreapta. Nu cred că vrea să se ducă la un concurs de fitness sau de culturism sau ceva încât să fie striat. Să-i se vadă absolut toți mușchii. Este normal să avem și puțină grăsime. Nu este un lucru bun că a pierdut masă musculară, dar n-ai ce să-i faci. Așa este emisiunea. Dar eu încă sunt șocat pentru că nu-mi vine să cred cum arată la 89 de kilograme. Nici nu m-aș vedea să am vreodată 90 de kilograme. Mi s-ar părea că sunt foarte, foarte slab. Nu aș putea menține la greutatea aceea. Dar în fine, nu este vorba despre mine, pur și simplu sunt șocat așa pentru că el are cum să zic eu, are conformația mea, Cătălin Smărădescu are conformația mea așa la corp și efectiv sunt șocat în 71 de zile cum a reușit să slăbească, cum arată acum după această emisiune. Aspectul lui de acum chiar mi se pare unul nesănătos. Adică, nu știu, așa mi se pare când îl văd prima dată, când văd această poză prima dată, nu zic ceva, wow, cum am văzut în transformarea mea, da? Cum ați văzut și voi în transformarea mea. Să zici, mamă, ce mișto, ce tare. E, în momentul în care mă uit la poza lui, zic, wow, băi, omul a pățit ceva, e sănătos, adică puii mei are ceva, suferă de vreo boală, ce s-a întâmplat? Acum ne uitam la fotografia următoare cu Laura Giurcanu. A slăbit foarte puțin Laura în timpul acesta. Avem aici 61,5 în dreapta și a plecat de la 66 de kilograme. Sunt 5 kilograme, este destul de puțin, dar pentru că este fată și pentru că are o rată metabolică mai scăzută și, bineînțeles, o greutate de pornire mult mai scăzută decât a lui Smărândescu, aproape la jumătate, este normal să slăbească mai puțin. Nu mi se pare că ar fi pierdut masă musculară, pentru că nici nu avea înainte masă musculară. Ne uităm la linia claviculei, seamănă foarte mult cu ce, cum arăta ea înainte. Ne uităm la brațe, brațele sunt aproximativ la fel, deci este aproape neschimbată. Haideți să trecem la următoarea fotografie. Îl avem pe TJ Miles în următoarea poză, a plecat de la 78 de kilograme și arată ca un bulldog, așa de rotund mi se pare și grăsuț. Iar în dreapta are 65 de kilograme. A slăbit în total 13 kilograme și vreau să spun la fel că nu îmi place cum arată nici în stânga, nu îmi place cum arată nici în dreapta. În dreapta mi se pare mult prea mic, mult prea comprimată poza, nu știu, parcă are umerii mult mai înguști, parcă stă el ciudat cu umerii. În poza din stânga de before are 78 de kilograme, însă mi se pare gras. Când îl vedeam la televizor sau pe YouTube nu mi se părea deloc gras, dar poza aceasta de dinainte parcă îl face mai gras, nu știu. La fel ca și la Cătălin, aș merge pe o greutate între undeva la 70-72 de kilograme mi se par potrivite pentru TJ, iar la Cătălin Smărândescu, am uitat să vă spun, aș merge undeva pe la 100 de kilograme, o greutate optimă pentru el, la fel ca și pentru mine, nu știu exact ce înălțime are, dar bănuiesc că are tot 1,80 m. TJ Miles cred că este undeva mai scund și de aceea am zis că, și bineînțeles bazându-mă pe ceea ce văd în față, pe pozele acestea,
Pe poza aceasta aș spune că greutatea lui ideală ar fi pe undeva pe la 70-72 de kilograme. Dar nici la 78 nu este rău. V-am zis, m-am uitat la multe clipuri și l-am văzut în emisiuni, nu mi se pare așa gras. Cred că poza asta e un pic mai așa. Bine, era și îmbrăcat cu haine, acum e dezbrăcat și poate de aceea. TJ Maxx a pierdut la fel foarte multă grăsime și a păstrat mai bine masa musculară decât Zmărândescu, pentru că a slăbit și mai puțin în primul rând. A slăbit decât 13 kg față de 25 cât a slăbit Cătălin Zmărândescu. Deci a slăbit aproape jumătate din cât a slăbit Zmărândescu, însă mi se pare că totuși a pierdut și masă musculară, adică se putea mult mai bine. Așa că dacă vreți să slăbiți, aveți mare grijă, nu reduceți foarte mult numărul de calorii, pentru că riscați să pierdeți masă musculară și nu asta vă doriți. Brațele sunt mult mai mici, pieptul la fel este mult mai mic, însă la piept a rămas mai multă calitate, ca să zic așa, pentru că în zona pieptului de dinainte vedem că avea destul de multă grăsime și pe braț avea grăsime și pe umeri, peste tot, bineînțeles, uniform. Și pe gât, uitați și la gât cât a slăbit. Dacă vă uitați la gât, veți vedea foarte clar cât de mult i s-a îngustat gâtul. În fine, haideți să trecem la următorul concurent. Avem o fată de data aceasta, o avem pe Elena, 60 de kilograme și a slăbit la 51. Deci, în total a slăbit 9 kg. 9 kg care, sincer, nu prea se văd. La față, dacă ne uităm, este cam la fel. La umeri, la brațe, este la fel. La sân nu putem și la piept nu putem să vedem prea bine pentru că în dreapta este în sutien, în stânga este îmbrăcată. Nici abdomenul nu se vede prea bine. Sunt 9 kg, dar sincer nu se văd. Cred că și-a păstrat cât de cât masa musculară pe care o avea. Bine, bineînțeles, unii au mai multă masă musculară decât alții. Contează foarte mult dacă ești femeie sau ești bărbat, bineînțeles. Dar dacă ar fi să luăm bărbații separat de femei, să știți că unele persoane au mai multă masă musculară, sunt înzestrați genetic pentru a avea mai multă masă musculară, mai multă forță, iar alții au mai puțină. Veți vedea imediat și la următorii concurenți, pentru că avem și niște cazuri de genul acesta. Ok, am ajuns la Cerebel. Chiar despre Cerebel era vorba. Uitați-vă un pic la el. A ajuns de la 101 kg la 87, deci a slăbit foarte mult și el. A slăbit 14 kg. A slăbit cât TJ Miles, însă la TJ Miles se mai văd acolo niște forme la piept, la brațe, la umeri. În schimb, la Cerebel nu se vede nicio formă. De aceea zic că unii oameni, bine, poate TJ trage la sală, Zmărândescu la fel, poate el nu trage la sală, nu putem să dăm vina neapărat pe genetic. Dacă Cerebel se ducea la sală și lucra, probabil că avea și el mai multă masă musculară, însă în această poză de before and after vedem clar că Cerebel are foarte, foarte puțină masă musculară. La Cerebel este vorba că a slăbit mai multă grăsime și apă, bineînțeles, majoritatea concurenților au dat foarte multe lichide afară din corp, au slăbit foarte mult pe cântar datorită apei. Însă, una peste alta, Cerebel acum la 87 de kilograme, mi se pare genul ăla skinny fat, adică nu are mușchi, dar este gras. Este slab, dar este gras în același timp. Deci, nu știu ce să zic, n-aș vrea să dau vina neapărat pe genetic. Dacă știi că se duce la sală și trage de fiare, aș da clar vina pe genetic. Dar dacă știu că nu mai face activitate fizică și nu mai lucrează cu greutăți, poate să fie din vina lui lipsa masei musculare și să nu fie neapărat genetic. A slăbit uniform, a slăbit la piept, a slăbit la shoulder, la burtă, la umeri, la brațe, peste tot, da? Haideți să trecem la următorul concurent. Am ajuns la Marian Drăgulescu, care este și ultimul concurent pe care o să-l analizăm în seara aceasta. Marian Drăgulescu a venit cu o greutate de 65 de kilograme și a ajuns la 61 de kilograme, deci a slăbit decât 4 kg, însă nu este la începutul competiției în acest joc, în această emisiune. El a venit pe parcurs și de aceea a slăbit mai puțin, plus de asta n-a avut nicio greutate mare de început, decât 65 de kilograme. Bine, el este scund, are și foarte multă masă musculară. Eu când l-am văzut prima dată la Survivor, când a venit în emisiune, eu am crezut că are mult mai multe kilograme, mi s-a părut mult mai gras, dar bineînțeles formele la umeri, la brațe se vedeau. În schimb, mi s-a părut că avea o burtă foarte mare, era foarte dilatat așa la burtă, foarte umflat, însă bineînțeles anii de gimnastică și masa musculară pe care a căpătat-o în urma exercițiilor și antrenamentelor. Mai uitați-vă un pic la umeri, ce umeri dezvoltați are, da, ce biceps dezvoltat are, pieptul la fel față de ceilalți concurenți.
este net superior dezvoltat din punct de vedere al musculaturii, cu toate că a slăbit decât 4 kg. Într-adevăr, venele pe biceps se văd mai bine, însă brațele lui oricum nu erau grase nici la început, erau un pic umflat la burtă și la piept, însă și-a păstrat destul de multă masă musculară totuși. Bine, normal, din 4 kg slăbite, normal să-și păstreze multă masă musculară, dar oricum eu zic că din alea 4 kg a pierdut și mușchi, ca să zic așa. Dacă mai vreți clipuri de genul acesta, să analizăm și ceilalți concurenți de la Războinici, să nu stați în comentarii. Au subit foarte mult concurenții. Nu este o idee deloc bună să te înfometezi în felul ăsta. Lipsa proteinei s-a simțit foarte mult. Foarte mulți au pierdut masă musculară, ați văzut și voi, pentru că nu au mâncat aproape deloc proteină. Deficitul caloric este mult prea mare, pentru că aici vorbim deja de o înfometare, dar ei fac lucrul acesta pentru că primesc foarte mulți bani, bineînțeles, primesc câteva mii de euro pe săptămână, probabil, și își doresc foarte mult să mai rămână încă o săptămână și încă o săptămână, de aceea trag de ei foarte mult, pentru că altfel nu văd de ce ai face lucrul acesta și nu văd cine ar putea să facă lucrul acesta, poate decât oamenii care au fost prizonieri în perioada stalinistă și în perioada hitleristă, în lagările de concentrare, doar ei mai primeau atât de puțină mâncare, cred că primeau jumătate de felie de pâine pe zi, adică ceva asemănător cu ce se întâmplă la Survivor. Aici nu este vorba de un stil de viață până la urmă, este vorba de o dietă pe care trebuie să o ții pentru că vrei să câștigi cât mai mulți bani și vrei să îți dovedești supremația față de ceilalți concurenți, vrei să câștigi premiul, de ce nu, premiul cel mare. Dar pe lângă asta, v-am zis, sunt motivat și cu banii în fiecare săptămână. Este un lucru foarte periculos pentru organism să mănânci decât 2, 3, 4 alimente și acelea în cantități foarte mici, pentru că organismele umane au nevoie de foarte mulți nutrienți, de macronutrienți, de micronutrienți, de toate grupele de mâncăruri și în cantități optime, bineînțeles. Dacă vreți să slăbiți, nu trebuie să faceți așa, trebuie să mâncați din toate grupele de alimente și să aveți un deficit caloric micuț de 300, 400, 500 de calorii. În unele cazuri se pot duce și mai mult la 1000 de calorii pe zi. Mă refer aici la persoanele foarte grase care au foarte multe rezerve, dar nici în acel caz nu aș începe o dietă în felul acesta, aș începe cu un deficit mic. Acest deficit se poate realiza din alimentație, să zicem 500 de calorii, începi să faci puțină mișcare, începi să te plimbi prin parc o jumătate de oră, o oră și ușor, ușor crești nivelul de activitate fizică pe măsură ce îți intri în formă și devii mai mobil în caz că ești foarte, foarte gras și mai scazi numărul de calorii pe parcurs pentru că organismul își va scădea rata metabolică bazală pe măsură ce kilogramele se vor duce și dacă la început când aveai, nu știu, 150 de kg puteai să mănânci 4-5 mii de calorii pe zi fără să te îngrași sau să slăbești, să te menții, adică după ce slăbești 30-40 de kg vei vedea că trebuie să mănânci mai puține calorii să te menții. Și e logic până la urmă pentru că o persoană de 60 de kg nu poate să mănânce la fel de multe calorii ca o persoană de 120 de kilograme, să spunem, și de aceea, în momentul în care slăbești, numărul de calorii trebuie reduse și eu v-aș sfătui să o faceți într-un mod treptat, nu dintr-o dată să scădeți 1000 de calorii sau să mâncați la jumătate din când mâncați înainte. Dacă vreți niște idei de mese, intrați în seria Autoslăbește și veți vedea acolo cum am făcut eu singura transformare documentată din lume, unde am slăbit 50 de kilograme și am pus și masă musculară în același timp în care am slăbit. Uitați-vă la clipurile acelea și veți avea foarte multe sfaturi, foarte multe informații benefice, veți avea foarte multe idei de mese. Iar dacă vreți să colaborăm pentru o dietă personalizată, scrieți-mi un mesaj pe Instagram sau pe Facebook la Miere TV și luăm acolo legătura. Dacă doriți să comandați cele mai bune produse ale apicole din țară la cele mai bune prețuri, intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro. Aveți zeci de reduceri plus suplimentar încă 10% la toate comenzile. Vă las aici niște clipuri pe care YouTube vi le recomandă. Trebuie neapărat să le vedeți pentru că sunt foarte interesante. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!